v-am găsit. Înainte să începem conversația de presă de astăzi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat apropo de acțiunea de la liceul, Colegiul Tehnic din Nicu Golescu. Ne pare rău că n-a ieșit așa cum a vrut. Au fost niște probleme mici de organizare. Eu mi-asum toată responsabilitatea de departamentul pe care îl conduc. Până una alta am și vorbit cu domnul Moraru, mi-am pus demisia pe masă, sunt la dispoziția clubului. Dacă dânsul va considera că este necesar să o aprobe, bine sau nu. Deci mi-asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce a fost acolo. Și apoi, în al doilea rând, aș vrea să spun despre meciurile din această etapă. Meciurile din această etapă sunt multe meciuri importante și pentru viitorul sau viitoarea configurația clasamentului. Sperăm să avem meciuri așa cum ne dorim, corecte. Și mă refer la câteva meciuri pe care eu le văd un pic cu semn de întrebare. Un meci de la Chiajna, un alt meci pe în Ștefan cel Mare. Sper să fie conform valorii și conform declarațiilor pe care antrenorii echipelor le fac. Bun, și acum să vă prezentăm pe cei doi, Cristi Săpunaru și Daniel Nicolae. Oamenii care, probabil, dacă n-ar fi fost aici la Rapid, nu s-ar fi întâmplat în acest retur de campionat ceea ce s-a întâmplat, această emulație. Creșterea șanselor, considerabilă a șanselor de rămâne în Liga 1 și fără ei și fără Daniel Pacu, probabil că Rapidul n-ar avea față de și în acest moment. De ceva, mă, ceva? Am terminat. Eu acum e rândul vostru. Am vorbit de neajuns de mult. Întrebări? Întrebări. Cred că e cel mai bine să mergem către... Întrebări, nu? Ești obișnuit. Digiu, vă întreb. Meciul cu CSU, să nu uităm, da? Cu CSU. Meci greu. Știm foarte bine ce adversar va veni să joace în Giulești. Știm foarte bine ce antrenori au. Un meci foarte important pentru noi. Sunt trei puncte în joc de care avem foarte mare nevoie. Puncte care cred că ne-ar menține șansele de rămânere în prima ligă. Și un meci pe care sperăm la sfârșitul acestuia să fim victorioși și să mergem mai departe în această luptă nebună pentru salvare. Da, un meci foarte greu din toate punctele de vedere pentru noi, pentru că jucăm iarăși sub presiune, avem nevoie de rezultat. Mai sunt trei meciuri până la finalul stagiunii și trebuie neapărat să rămânem în prima ligă. Ca să rămânem în prima ligă trebuie să ne luăm punctele la fiecare meci puse în joc. Jucăm contra unei echipe foarte bune, unei echipe care până nu demult primea foarte puține goluri sau aproape deloc. Trec și ei pe o perioadă mai puțin fastă, dar rămân una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Au un cuplu de antrenori foarte bun, un grup de jucători buni, cu ștate vechi în prima ligă, însă noi avem mai mare nevoie de victorie decât ei și trebuie să o obținem pe teren. Cei de la Craiova au cam pierdut meciurile cu contracandidatele voastre la repropozare, nu prea v-au ajutat în acest retur de campionat. Păi nu, important e să ne ajute, important e să ne ajutăm noi, în primul și în primul rând. Da, sperăm să piardă și cu noi, sperăm să luăm cele trei puncte și să rămânem în prima ligă, la sfârșitul campionatului. Va fi un meci greu, cum am spus și mai devreme, și nu ne gândim decât la cele trei puncte, la nimic altceva. Care este starea de spirit în vestiar după victoria din etapa trecută, de la Piatra? Trebuie să facem sărbătoare după o victorie și înmormântare după o înfrângere. Cert este că acum nu mai avem voie să facem pași greșiți până la finalul campionatului. Ne dorim câte trei puncte la fiecare dintre cele trei meciuri rămase, însă cel mai important este următorul, cel de duminică. Avem un adversar în față foarte, foarte periculos, foarte, foarte bun. Atât cei de la CSU, cât și CFR-ul, cât și cei de la Pandurii sunt echipe foarte bune ale campionatului. Cred eu că din punctul ăsta de vedere suntem puțin dezavantajați, pentru că întâlnim echipe foarte, foarte bune. Dar dacă vrem să rămânem în prima ligă, trebuie să ne impunem jocul, trebuie să câștigăm primul meci tot timpul, următorul meci, și atunci la finalul campionatului, când se va trage linie, trebuie să fim deasupra. Ținând cont că mai sunt trei etape, aceste 1-2 care vă despart de echipele deasupra voastră, cum vi se par, multe, puține? Nu știu. Dacă ne se par multe sau dacă ne se par puține, pe mine interesează ce o să facem până la sfârșit, cum am spus și mai devreme. Ce vor face ei contează și pentru noi, pentru că cu atât mai mult vom putea trece peste ei. Dar dacă noi nu reușim să câștigăm aceste meciuri, mai contează câte puncte au ei deasupra noastră.
Sunt puține puncte, în mod normal, dacă s-ar juca toate meciurile cum s-au jucat până acum, presupun corect, eu cred că Rapid ar putea să rămână în prima ligă. Pentru că văd de dumneavoastră, jucătorii străini care au venit la Rapid își doresc foarte mult să rămână în prima ligă. Ați văzut interviurile care le-au dat de curând. Noi suntem aici numai și numai pentru a ajuta această echipă să rămână în prima ligă. Istoria recentă, ultimii 10-15 ani, a stabilit așa o tensiune între meciurile dintre Craiova și Rapid. A fost episodul din 98, campionat final a cupei. A fost 2011 când Craiova a căzut în B pentru că a fost egal cu Rapid, printre alte rezultate. Cum vedeți meciul de acum? Tot la fel de tensionat? Se ambiționează să încerce să trimită Rapid în Liga 2? Nu cred. Ieri aici vor dori să câștige, pentru că vin după o serie nu foarte bună. Au avut vestea aceea că nu pot participa în cupele europene. Cred că i-a de regla puțin, i-a de concentra puțin, dar mai sunt 3 meciuri și cred că își doresc să termine bine acest campionat. Însă noi suntem Rapidul, jucăm acasă, vom juca, cred, în fața a unui stadion plin, 100% din capacitatea cu care am fost omologați. Sper ca publicul să fie alături de noi, să ne dea o mână de ajutor, pentru că vom avea nevoie, și sper că la finalul meciului cele 3 puncte să rămână în Giuleș, pentru că, am spus și mai devreme, noi avem mult mai mare nevoie decât cei de la CSU. Ei joacă pentru orgoliu, e normal, însă fotbalul se joacă pe teren, să noi trebuie să ne impunem jocuri și trebuie neapărat să câștigăm. Cam cât de stresantă e situația asta de a juca aproape în fiecare meci, cum se spune că Sabia de-a spus acolo? Nu e la fel de simplu ca și cum ai juca să câștigi un campionat. E greu, știm pentru ce am venit, știm pentru ce luptăm, avem nevoie de toată lumea, avem nevoie de suport, să fie alături de noi și sperăm ca la sfârșit să fim fericiți, să reușim să rămânem în prima ligă. Nu e foarte simplu să intri pe teren să știi că nu ai decât o singură variantă aceea de a câștiga. Dar pentru asta ne-am apucat de fotbal și pentru asta muncim și intrăm în teren. Cristi, ce înseamnă pentru tine revenirea la echipa națională după o perioadă atât de lungă? A revenit? Ce să zic, nu dau seama, o bucurie în primul rând, dar mai sunt niște meciuri de jucat, nu știu niciodată ce se poate întâmpla. Doresc foarte mult să joc la echipa națională și doresc foarte mult să pot să ajut echipa națională. Așa că sunt fericit că m-am întors la echipa națională, sunt fericit că și într-un astfel de moment. Îmi presupun că și evoluțiile mele la Rapid au demonstrat că merită. Sorin Hârțu a fost antrenor la Rapid într-un moment ciudat, finala aceea cu Petrolul pierdută. Știe el ce înseamnă Rapid? Special. Special din ce punct de vedere? Nu știu, diferit față de alte meciuri pe care l-au avut. Eu țin minte că a și declarat acum ceva timp că Rapid este o stare de spirit, ceva special. Nu cred că există vreun antrenor sau vreun jucător trecut pe la Rapid să nu fi rămas cu ceva în suflet. Rapidul este cu totul și cu totul special. Cred eu că poate doar fanii din Timișoara se apropie de ceea ce înseamnă Tribuna Giuleștiului în acest campionat al nostru și se numește și poate și Petrolul și se numește fie că e prima ligă sau că e Liga a doua, pentru că o echipă care joacă tot timpul pe teren, care este curată, nu are cum să, sau sunt foarte puține exemplele de echipe care n-au mers niciodată în Liga a doua. Dar atașamentul suportului giuleștean față de echipă a fost dovedit de-a lungul timpului, nu doar acum. Cât de important e și aportul suporterilor în aceste meciuri de pe final pentru voi? Extrem de important. Fără ei, sunt sigur că în momentul de față Rapidul nu ar fi existat. Dacă ei nu erau alături de echipă și ei nu au făcut ce au făcut, Rapidul se poate spune că era într-un faliment total. Iar fără ei, ați văzut de asta, multe puncte nu se câștigau. În primul rând, Rapidul trăiește prin suporteri. Și asta e știută de când eram eu un mic copil și era acolo, în tribună. Și veneam și eu pe stadion, pentru că asta este spiritul Rapidului. Jucătorii vin și pleacă. Ei, cei din tribună, rămân acolo unde sunt pe baricade, alături de echipă. Este cu totul și cu totul altceva. Este o stare de spirit care nu, eu cred că nu va muri niciodată. Este că ai început să înveți italiană? Poți să vorbești și de transfer în Italia? La antrenament vorbim mai multe. Da. Italiană, engleză, portugheză, spaniană, franceză. Știrea care a apărut
N-am semnat cu Udineze, nu sunt jucătorul Udineze, sunt ceva negocier, dar nu... Sunt nicio formă, n-am semnat cu acei. Vei vedea în vară ce se va întâmpla? Voi vedea când se va termina campionatul. Deocamdată sunt jucător Rapidului și îmi doresc foarte mult să joc cât mai bine pentru a ajuta Rapidul, dar să rămân în prima ligă. De când a venit domnul Bărbădin, n-aveți nicio înfrângere ce a adus dumneavoastră lui, nu? Mai zici tu ceva. Grea întrebare, a? Nu, grea întrebare, nu vin numai eu. Sperăm să o ținem tot așa până la finalul campionatului, mai mult, sperăm să câștigăm toate cele trei meciuri rămase până la finalul campionatului, dar ne focusăm tot timpul pe următorul meci. Următorul meci care este tot timpul cel mai important pentru noi, dacă acum câteva meciuri ne-am fi dorit, pe calculele hârtiei, cu adversari, posibil adversari faceri și adversari mai puțin faceri și meciurile celorlalte echipe, ne-ar fi dat poate o gură de oxigen la finalul meciului de la Piatra Neamț, iată că nu a fost cazul și alte echipe joacă foarte bine. Cred eu că dacă adversarii celor de la Gazmetan și celor de la Chiajna, nu erau Steaua și Târgu Mureș, care se află în luptă directă pentru câștigarea campionatului, existau mari semne de întrebare, așa suntem neobișnuiți. Păcate, pariurile sportive au început să strice nu doar lumea fotbalului, ci lumea sportului în general și nu este drumul corect și cel bun pe care sportul a început să-l urmeze. Și cred că nu este bine nici pentru suporterul de rând, pentru că naște tot timpul anumite semne de întrebare, fel de fel de...